Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre probabilități. Să facem cunoștință cu Andrei și cu fratele lui Mihai. Cei doi băieți vor să se joace cu mașinuțele. În cutia cu jucării se află numai mașinuțe, acestea sunt de culoare roșie, albastre, galbene și albe. În cutie se află 4 mașinuțe roșii, 6 albastre, 2 galbene și 3 albe. Mihai ar vrea să se joace cu o mașinuță albastră. Să vedem care este probabilitatea ca prin extragerea unei mașinuțe, la întâmplare, aceasta să fie albastră. Experiența aleatoare este scoaterea unei mașinuțe din cutie. Evenimentul este ca mașinuța extrasă să fie albastră. Numărul total de cazuri posibile, să-l calculăm, deci avem 4 mașinuțe roșii, 6 albastre, 2 galbene și 3 albe. În total sunt 15 mașinuțe în cutie. Deci numărul de cazuri total posibile este 15. Iar numărul de cazuri favorabile, favorabil ar fi să scoatem o mașinuță albastră, acestea sunt 6. Probabilitatea realizării unui eveniment este raportul dintre numărul de cazuri favorabile și numărul de cazuri total posibile. În cazul nostru, probabilitatea ca prin extracția unei mașinuțe, aceasta să fie albastră este 6 supra 15. Dacă simplificăm cu 3, obținem 2 supra 5 sau făcând împărțirea egal cu 0,4. Deci probabilitatea ca prin extragerea unei mașinuțe, aceasta să fie albastră, este egală cu 0,4. Andrei vrea să se joace cu o mașinuță albă sau roșie. Care este probabilitatea ca, scoțând la întâmplare din cutie, o mașinuță aceasta să fie albă sau roșie? Experiența aleatoare este scoaterea unei mașinuțe din cutie. Evenimentul este ca mașinuța să fie roșie sau albă. Numărul total de cazuri posibile, pe am văzut că în cutie sunt 15 mașinuțe. Numărul de cazuri favorabile, Andrei vrea să se joace cu o mașinuță roșie sau albă. În cutie sunt 4 mașinuțe roșii și 3 mașinuțe albe. Deci 4 plus 3 egal cu 7 mașinuțe. Deci numărul de cazuri favorabile este 7. Probabilitatea realizării unui eveniment, am văzut că este raportul dintre numărul de cazuri favorabile și numărul total de cazuri posibile. În cazul nostru, probabilitatea va fi egală cu 7 supra 15 și dacă efectuăm împărțirea, egal cu 0,4 perioadă 6. Deci probabilitatea ca prin extragerea unei mașinuțe din cutie, aceasta să fie roșie sau albă, este egală cu 0,4 perioadă 6. Vă propun să mai calculați. Dacă scoatem la întâmplare din cutie o mașinuță, care este probabilitatea ca să fie galbenă? Care este probabilitatea să nu fie roșie? Care este probabilitatea să fie roșie, albastră, galbenă sau albă? Și care este probabilitatea ca mașinuța extrasă să fie neagră? Vă doresc succes în rezolvarea problemei și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!